Ei, dar până atunci vorbim despre prețul la pompă, care, da, a ajuns unul de coșmar. Scumpirile sunt tot mai mari, iar pragul de 10 lei pentru un litru de motorină e tot mai aproape. Acum cumpărăm acest combustibil cu mai bine de 9 lei, așa că e doar o chestiune de timp. Tu mai dai în pompă din aia de picior ca să fie mai ieftin totul. Da, lăsând gluma la o parte, benzina vine și ea tare din urmă, iar prețurile record la carburant au transformat deja mulți șoferi în pietoni. Simpla soluție de a trage mașina pe dreapta nu ne ferește însă de scumpiri. Majorările din industria de profil se reflectă direct în tarifele pentru servicii, dar și în prețul alimentelor. Drumul la benzinărie a ajuns un coșmar pentru șoferi. Litrul de carburant e mai scump pe zi ce trece. Oamenii sunt resemnați și se așteaptă ca majorările de prețuri să continue și în perioada următoare. Foarte scump. Foarte scump. Și crește. Mi s-a părut că de fiecare dată a crescut. Cât un pic, cât un pic. E mare rău. Încă la noi e mai mic față de Europa. Da, sâmbătă, duminica, de obicei, renunț la mașină. Eu zic că încă nu este așa de mare pe cât mă așteptam eu să fie. Eu am băgat cu 9 lei. Și motorii. Cât mă aștepta să fie acum? Eu cred că 11. Foarte mare, extraordinar de mare. Vă mai permite să mergeți cu mașina în condițiile astea? Mai puține drumuri o să facem. E singura variantă, că salariile s-au păstrat la fel, la privat cel puțin. Litrul de benzină se apropie cu pași rapizi de pragul de 9 lei. Față de săptămâna trecută, un litru de benzină costă mai mult cu aproximativ 50 de bani. De asemenea, litrul de motorină a trecut de pragul de 9 lei, a ajuns să coste 9 lei și 20 de bani. Iar dacă facem o comparație cu începutul anului, observăm că un litru de motorină costă mai mult cu 3 lei. La începutul anului, benzina era mai scumpă decât motorina și costa aproximativ 6 lei și 30 de bani. Ușor, ușor, de la lună la lună, prețul s-a majorat, iar în martie deja ambele tipuri de carburant treceau de pragul de 8 lei pe litru. Scumpirea motorinei vine pe fundul problemelor logistice de aprovizionare din țările exportatoare, mai ales din Kazahstan și Rusia, și ca urmare a închiderii pentru revizia unor rafinării, inclusiv a uneia din România. O altă cauză are legătură cu speculațiile privind prețul petrolului și asigurarea cererii de către Rusia și țările OPEC. Dacă luna ianuarie un plin costa 380 de lei la o mașină diesel cu un rezervor de 60 de litri, acum trebuie să scoatem din buzunar 555 de lei. Toate aceste scumpiri se reflectă și în prețurile de la raft. Atât timp cât combustibilii se vor scumpi, serviciile și alimentele vor continua și ele acest trend ascendent.